Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul 2 din cariera noastră cu AC Milan. Astăzi vom simula finala cu Olympique Lyon din turneu amical și vom începe campionatul. Vom juca în Serie A primul meci, parcă cu Sampdoria aveam, vom face și transferuri. Mi s-a spus să îl vând pe Simon Kjær. Am primit o ofertă de 40 ceva de milioane, avem 50 buget. Dacă o să-l vindem și pe Simon Kjær, o să facem undeva la 100 de milioane, sper să îmi dea cei de la Sevilla mai mult de 31, nu chiar 100 de milioane, 90, undeva la 90. O să cer 40 de milioane la început pentru Simon Kjær, dacă cumva nu acceptă cei de la Sevilla, o să mai scad din preț. Mi-a dat reject, așa-i? Da, cred că mi-a dat reject. Deci Simon Kjær nu poate fi vândut. Nu știu dacă... Nu îl pun pe lista de transferuri. Dacă nu a plecat la Sevilla, nu vreau să-l dau. Rămânem cu echipa asta. Simulăm rapid. Să vedem dacă câștigăm turneul amical. Da, într-adevăr, câștigăm. Brahim Diaz cu dubla. Foarte, foarte bine. Bravo, băi, Brahim. Dacă cumva mă uit în sus, să știți că mă uit la televizor pentru că mi-am conectat laptopul la televizor și de asta mă uit în sus, acolo văd mai bine, văd și aici jos, dar acolo văd mai bine și de asta am privire așa în sus, dacă cumva vă întrebați. Și probabil de acum o să mă uit mai mult acolo, mai ales în timpul meciurilor, pentru că văd mai bine la televizor decât pe laptop, că e ecranul mai mare. Iată o ofertă pentru Conti pe care vreau să-l dau. Vine o ofertă pentru Conti foarte bună. 6.200.000. Îl dăm la Strasburg. Nici nu mai negociem. 6 milioane, undeva la 4 milioane jumate probabil o să-mi vină în cont. Pleacă Conti, 4 milioane jumate, exact cum am spus. Ata scoate-ne pe urma lui. Pleacă la Strasburg în Franța. Drum bun. Plizari pleacă împrumut. O să mergem să renegociem cu Luis Diaz. Da, iată că se poate renegocia cu Yanis Hagi, iată și pe Luis Diaz. Consisau pleacă repede, dă-mi-l pe Luis Diaz și pleacă de aici. Așa, bă, vezi, s-a supărat, s-a enervat Răduciu, altfel, bă, altfel. Bravo, bă, în sfârșit. Cer un contract mai mare decât la Porto, dar așa, în general, este un contract destul de accesibil, mai ales pentru noi. Nu o să-i dau nici signing bonus, nici bonus de aparizii sau de goluri, ci cred că la 5 goluri a avut acolo, nu am fost atent. Vrea 300.000 signing bonus, mai scad un pic din salar, 1.000 de euro acolo, măcar mai câștig și eu. Și acceptă primul transfer la AC Milan, în sfârșit facem și noi un transfer. Luis Diaz, 92 pace, incredibil, 92 pace, 78 shooting, 84 dribbling, 71 physical, 4 cu 4 stele. 70 passing, 32 defending, la defending nu-i prea bun, dar nu o să ne prea ajute în apărare, ce-i drept, Rebic are un pic mai mult defending. Primim o ofertă pentru Krunic, pentru Leo Guardiola, Guardiola ăla e bun, de la Leipzig, e fundașul ăla cu pace mult, dar nu-l dau pe Leo, orice ar fi. Guardiola e posibil să fie una dintre țintele noastre, de ce nu? Pentru că am zis că vreau un fundaș central, e destul de ieftin, dar Krunic o să plece. Spre deosebire de Leo, pe Krunic vreau să-l dau. Cu 7 milioane jumate, eu zic că e o sumă foarte bună. Marcelino acceptă, cred că la Valencia se duce. Nu, la Athletic Bilbao. Krunic pleacă, Benacer, ofertă pentru Benacer, nu-l dau. De la Benfica vreau să-mi dea pe Pizzi și încă 6 milioane. Nu, Benacer nu pleacă, e tânăr. Ofertă pentru Romagnoli de la Leicester, ouleu, Maldini, option to buy, nu vreau option to buy. Scout report, ăștia sunt copii de la Academie, uite, mamă, ăsta are potențial mare, Arnaiz, Juan Arnaiz. O să-i dau un development, să vedem ce putem face cu el. Cred că o să-l fac right back, pentru că, na, nu știu, are 4 cu 5 stele. Cred că e puțin mai, dacă stau și mă uit la statusele lui și la el, cred că e puțin mai avansat, nu-i chiar right back, cred că e right mid. Cred că e right mid, iată, da, 2 săptămâni ia, să-l fac right mid.
Neto 34 overall, n-am văzut niciodată așa ceva. Să mor eu. Release direct, chiar dacă are potențial, nu pot ține. Release la Horvat, Anto Horvat, release, Pena la fel. Era un Marius Pena pe în Liga 1. Poate ceva neam cu ăsta. Rămâne Arnaizes sau cum doamne altă mă cheamă. Nu mai țin minte. Benacer din nou ofertă de la Juventus. Castillejo. Pe Castillejo vreau să-l dau. Real Betis să-l vrea și pe Castillejo. Două oferte destul de bună. Destul de bună oferta. Cred că o să cer undeva la 15-16 milioane. 15 milioane pentru Samu Castillejo. Iată, Castillejo este vândut. Luăm 11 milioane jumate pe urma lui. Avem 16 milioane cu aia de la transfer, de la salarii, avem undeva la 20 de milioane. Cu 20 de milioane l-aș lua ori pe Yanis Hagi, ori pe Gvardiol. Gvardiol valorează 15 milioane. 19 ani, fundaș central, are o viteză extraordinară pentru un fundaș central. Yanis Hagi undeva la 12 milioane, atât mi-a cerut data trecută când mi-a dat reject. Că cred că Gvardiol va fi cel care va veni primul. 16 milioane jumate, e o ofertă foarte bună și Gvardiol va fi noul nostru fundaș central. Salariu foarte mic, mult mai mic decât are la Leipzig. Nicio pretenție față de Luis Diaz și iată că acceptă fără bonus incredibil. Foarte ieftin, l-am scos foarte ieftin. Iată-l pe Gvardiol, 83 pace, are 74 defending, care va crește acolo sigur. 83 physical, este un jucător foarte, foarte bun la 19 ani. Heidenheim vine cu o ofertă pentru Maldini. Heidenheim, cred că e din Liga a 3-a din Germania, dacă nu cumva. O să-i dăm delegate din nou, fără opțiune de cumpărare, pentru că nu vreau să îl vând, vreau doar să-l împrumut. Iată că până la urmă Maldini se duce la Heidenheim împrumut și o veste foarte proastă, Saelemaekers este plătită clauza de reziliere lui Saelemaekers, 28.400.000. Cine o plătește că nu văd? Interul? Serios? O să merg la Squad Hub și o să-i reînnoiesc contractul lui Saelemaekers și o să-i dăm un salariu de 35.000 cu 500 de euro mai puțin. Foarte bine. Prima etapă din campionat cu Sampdoria. Echipa lui Radu Drăgușin. Să vedem dacă este titular Drăgușin. Nu, nu este. Prima etapă cu Sampdoria. Iată că vine și debutul în campionat. Iată, ne ajungi la meciul cu Sampdoria. Echipele la încălzire. Băieții noștri se încălzesc aici. Ibrahimovic, Simon Kjær, Theo Hernandez și Kessié țin mingea sus. Iată și pe cei de la Sampdoria în frunte cu veteranul și capitanul Fabio Qualiarella, un jucător legendar pentru echipa din Sampdoria. Și iată ce coreografie fac fanii noștri pentru debutul acestui sezon. Cred că la Iab Stam, cred că e fundașul central Stam, nu știu exact, nu se vede prea bine, e, nu știu, bate soarele, nici nu știu, acum nu mai arată. Ia să vedem, iată-l pe Ronaldinho acolo în tribună, niște bannere cu Ronaldinho, care l-am și eu pe perete aici. Este Ronaldinho acolo, nu se vede prea bine. Și iată că începe primul meci din campionat din Serie A, începe primul meci din această carieră. Vom juca acasă, iată primul meci. Diaz, playmakerul nostru, Tonali, către Luis Diaz, nou transfer. Luis Diaz către Tonali, pasă la Brahim Diaz, ce ratare, Audero scoate în corner. Haide băi Brahim, dă gol de acolo, o poziție extraordinară pentru gol, a dat cu stângul, îmi venea mai bine pe piciorul drept, nu știu de ce ales să șuteze așa, cap, dar nu reușește să dea cu capul. Iată pasă la Brahim Diaz în careu, Brahim Diaz, corner, aproape de 1-0 din nou. Brahim Diaz este periculos, cel mai periculos jucător al nostru în primele minute. Diaz în marginea careului, este faultat urât de jucătorul Sampdoria și este primul cartonaș galben al partidei, numărul 38, Damsgaard. Este danezul care a jucat și împotriva noastră, împotriva României. Iată ce faul face, cartonaș galben clar. Iată-l pe Brahim Diaz, foarte activ în primele 12 minute acestui meci. Cred că voi șuta totuși cu Ibrahimovic de aici.
Voi încerca o execuție direct pe poartă cu Zlatan. Sper să-mi iasă ceea ce vreau să fac. Iată-l pe Ibrahimovic executând. Jucăm acum și să ne pedepsească, să-mi dorea. Iată-l pe Brahim Diaz din nou. Brahim Diaz către Ibrahimovic în careu. Zlatan Ibrahimovic, este gol, dar este offside. Rebic primind de la Zlatan Ibrahimovic. Rebic se întoarce. Rebic intră în centru. Rebic cu șutul. Scoate Audero, adică prinde Audero. Plecăm pe contraatac. Rebic are viteză. Înaintează foarte bine. Îi lasă pe fundaș în spate. Ante Rebic centrează. Rebic către Luis Diaz. Ce ocazie pentru Milan. Luis Diaz cu capul. Nu e punctul lui foarte, lovitură de cap, dar nu a dat rău. Dintr-o poziție cam incomodă. Centrarea lui Rebic a fost cam în spate, cei drept. Probabil scorul pauzei va fi 0-0. Dar într-adevăr, pauză pe San Siro, 0-0 între Milan și Sampdoria. Sper că în repriza a doua să reușim să înscriem și să câștigăm meciul. Mai Tonali, nu are cu cine. Chessie vine și-l ajută. Frank Chessie, șutul lui Chessie peste poartă. Rafael Leao către Giroud. Giroud îl vede foarte bine pe Brahim Diaz. Incredibil, ce gol frumos înscriem. Ce pas al lui Olivier Giroud. Ce viziune are Olivier Giroud. Incredibil. Și golul lui Brahim Diaz, jucătorul ciculos de la noi din prima repriză. Iată că și în a doua a fost acolo unde trebuie. Este foarte, foarte bun Brahim Diaz și reușește să marcheze cu un șut extraordinar la colțul lung, în vinclu, fără replică pentru portar. Ce șut, iată, se vede vinclu curat pentru Brahim Diaz, care reușește să înscrie bine, băi băiatule, bă. Bravo, băi băiatule. Sampdoria pleacă la un contraatac. Andreva cu Damsgaard. Damsgaard șutează, Maignan pentru prima dată este încercat în acest match. Reușește să respingă până la Simon Kjær. Calmăm jocul puțin. O pasă bună de tot a lui Tonali pentru Brahim Diaz, care încă mai poate. Brahim Diaz centrează. Brahim către la Rafael Leao. Incredibil, ce gol. Brahim Diaz, gol și pas de gol. Este incredibil. Este incredibil Brahim Diaz. Bine, băi, Leao. Bă, 2-0. Mă sun eu, da? Mă mai sun eu când Leao. Ne auzim. Da, Leao, tu ești. 2-0, Rafael Leao înscrie și el pentru prima dată în acest sezon din pasa lui Brahim Diaz, care a reușit să înscrie mai puțin mai devreme. Foarte bun Brahim Diaz și îl scoatem și pe Luis Diaz și îl introducem pe Selemakers pentru ultimele 5 minute ale acestui meci. Tonali, Olivier Giroud, Olivier Giroud, hai să încercăm și cu Olivier Giroud. Ce șut al lui Giroud, Audero prinde însă. Și meciul se termină 2-0 pentru AC Milan. Reușim să câștigăm primul meci din Serie A, la debutul în Serie A. Florin Răducioiu este învingător, doamnelor și domnilor. Ce antrenor, ce clasă, iată-l cum se îmbracă, se vede din... Ce, bă, are finețe, bă, are clasă, iată-l și pe Olivier Giroud, omul care a schimbat jocul cu pasa aia la Brahim Diaz, foarte, foarte bun. Câștigăm cu 2-0 și mergem la meciul cu Juventus ca să îi batem și pe aia în derby și să facem 6 puncte din 6 posibile în primele două meciuri din Serie A. Dar iată, până să trecem la meciul cu Juventus, avem o ofertă pentru Calabria de la West Ham. Ofertă care, nu știu, parcă îmi face așa cu ochiul, aș da pe Calabria, sincer. Să cer 24 de milioane și îmi dau. Foarte bine, 24 de milioane pentru Calabria. Vom lua un fundaș dreapta, probabil nou. A venit ofertă și pentru chestia de la Leipzig, pe care normal că o refuz. Și vine meciul cu bătrâna doamnă Juventus. Iată că Calabria pleacă exact înainte de meciul cu Juventus. O să joc cu Florenții, nu e nicio problemă. O să joc cu Florenții, fundaș dreapta. 19 milioane jumate. Și o să mă uit după meci, o să mă uit de ceva fundaș dreapta. Avem undeva la 40 și ceva de milioane pentru un fundaș dreapta cât de cât ok. Florenții va juca titular fundaș dreapta, iar să-mi lăsați în comentarii, să-mi spuneți în comentarii pe cine ați vrea să aducem ca înlocuitor pentru Calabria. O să spuneți un fundaș dreapta. Florenții va juca titular, vom juca cu Romagnoli de această dată și Tomori, Teo Hernandez, Tonali cu chestie pentru că au jucat foarte bine. O să joace Alexis Selemakers, Brahim Leao va juca titular pentru că a dat gol meciul trecut și nu am cum să nu-l bag titular. Ibrahimovic va fi schimbat de Olivier Giroud. Iată pe jucător la încălzire, Dybala,
Morata, Bonucci, Chiellini, băieții grei de la Juventus, pe care sper să-i învingem rău de tot, să nu mai poată să meargă în picioare. Iată și pe a noștri, se vede pe ei că-s mai buni. Uitați aici ce pase. Cei de la Juventus pleacă pe contraatac. Dybala, incredibil, trece Dybala și este 1-0 pentru Juventus. Minutul 12, eu am zis că-i bat, că nu știu ce, și normal, Dybala cu măscuța lui înscrie. 1-0 pentru Juventus. Este timp să întoarcem, dar este timp să mai și luăm, dacă stau bine și mă gândesc. Nu-i bine deloc ce se întâmplă, nu-i bine deloc. Paulo Dybala reușește să înscrie primul gol din acest sezon. Arbitru seamănă foarte mult cu un jucător de-a meu și tot timpul confund. Iată-l pe Morata, aproape de 2-0, scăpând cu fața curată de această dată. Mulțumim, Morata, știm că ești ratagiu de serviciu al lui Juventus și al Naționalei Spaniei. Romagnoli, Tonali din nou, Kessié foarte bine, Tonali cu pasa către Kessié. Este Brahim Diaz, care este în offside, a încercat un lob, dar nu n-am luat decizia corectă. Ia să vedem, da, a fost mic de tot, dar a fost offside. Prima repriză se încheie cu scorul de 1-0 pentru Juventus. Kessié către Diaz, către Tonali. Tonali la Olivier Giroud. Ce gol înscrie Giroud. Incredibil, Olivier Giroud. Bine, bă, băiatule. Nu l-am schimbat, l-am mai lăsat. Am avut încredere în el. Și ce torpilă reușește Olivier Giroud. Iată, ce gol, ce șut cu stângul. Este un jucător de execuție, Olivier Giroud, și nu ne dezamăgește. Egalează la 1 în meciul cu... Da, bun cadru. Da, bun cadru. Bine, FIFA, bravo. EA Sports, mulțumim frumos. Ce gol reușește Olivier Giroud. Iată-l pe Rebic la prima atingere de balon. Pasă către Florenzi, care s-a mișcat chiar foarte bine. Dar acum greșește pas. Laud greșește pas. E incredibil. Dybala către Morata și este 2-1. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, băi băiatule. Alvaro Morata, el a făcut ratangiu, normal, după ce îl faci ratangiu, el înscrie, că na. Of, tot a plecat de la pasa aia greșită lui Florenzi. L-am lăudat pe Florenzi cu o secundă înainte. Am spus că a făcut un meci foarte bun și Mike Maignan era la pescuit în momentul ăsta, era dus unde? De ce s-a dus în stânga? Nu mai contează. Alvaro Morata înscrie pentru 2-1 și acum iată-l pe Duceoiu foarte supărat. Acum sper să egalez măcar către Sandro Tonali. Sandro Tonali către Rebic, intră în careu. Ante Rebic scoate Szczęsny, nu se poate așa ceva, ce ocazie avem. Luis Diaz recuperează foarte bine. De ce am făcut bolul ăla foarte iure acolo în partea stângă? Brahim, iată, avem o ocazie foarte mare. Luis Diaz, este spațiu. Luis Diaz intră în careu. Luis Diaz șutează la colțul scurt. Szczęsny din nou scoate, nu se poate așa ceva. Iată-l și pe Răducioiu foarte nervos. Scoate Szczęsny acolo în centrarul lui Rebic, care îl caută pe Romagnoli. Nu este corner, Romagnoli dă peste poartă, bineînțeles. Recuperează acolo Dybala și ne se cam dus șansele. Pierdem cu Juventus. Kulusevski intră în careu, încearcă să paseze. Da, și asta este. Pierdem cu 2-1 cu Juventus după un meci dezastruos, să spun, din partea unor jucători, pentru că unii au jucat bine. Am avut și ocazii, mai ales acum în repriza a doua. Luis Diaz a ratat... Acum, cred că și Rebic, nu? Da, acolo când a scos Szczęsny extraordinar. Dar rămânem cu golul lui Olivier Giroud, o execuție extraordinară, pe care o vom revedea acum. Iată golul lui Olivier Giroud din pasa lui Tonali. Foarte bine se întoarce și șutează cu piciorul stâng direct în vinclu. Ce gol înscrie Olivier! Foarte, foarte frumos golul lui Olivier Giroud. Superb chiar. Nu făcuse mare lucru până la șutul ăsta. Suntem pe locul 12 cu 3 puncte. Torino e pe primul loc cu 6 puncte, surprinzător. În realitate la retrogradare Torino. Vom încheia aici acest episod. Cam atât. Am avut două meciuri foarte frumoase. Victoria cu Sampdoria cu 2-0 și înfrângerea, din păcate, cu Juventus cu 2-1.
Am rămas din acel meci doar cu golul lui Giroud, cu execuție frumoasă a lui Olivier. Și cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și să-mi dați un like la acest video pentru mai multe videoclipuri și pentru a vedea cât de mult mă susțineți și sper să vă placă, la fel cum v-a plăcut și primul episod, sper să vă placă și ăsta. Cam atât, eu am fost Darius și v-am salutat. Pa, pa!